Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur să ne revedem din nou la Dialoguri Politice. În această seară, invitatul meu este domnul Marian Fulga, copreședinte UNPR Argeș. Bună seara și bine ați venit! Să rămânile, bună seara, bine v-am regăsit! Salutări telespectatorilor de la Mioveni! Prima întrebare este legată, pentru că acesta pare a fi subiectul zilei în lumea politică locală, legată de candidatura sau numele candidatului partidului noastră la primăria Pitești. Pe surse, ultimele zvonuri sunt legate chiar de numele soției noastre, doamna Sanda Fulga, ca și posibil candidat la primăria Pitești. Pe de altă parte, noi aici la Dialogul Politice, domn președinte, am discutat despre candidatura dumneavoastră la primăria Pitești. Da, a fost o ședință săptămâna trecută la nivelul conducerii organizației județene a UNPR Argeș. Și în acea ședință, având în vedere evenimentele din luna decembrie, când a fost exclus președintele organizației Pitești și a mai fost o excludere în ceea ce îl privește și pe domnul fost președinte Gingăraș, s-a luat decizia, prin vot, ca doamna Fulga să dețină funcția de președinte interimar al organizației UNPR Pitești și posibil candidat pentru primăria Pitești. Având în vedere și experiența acumulată în calitate de om politic, pentru că a mai condus organizația de la Pitești și organizația județeană a PPDD în trecut și de asemenea calitatea de consilier local, președinta Comisiei pentru Asistență Socială, Învățământ, Cultură, și cu ocazia asta, colegii, având în vedere modul în care a reușit să organizeze la un moment dat structurile politice la nivelul orașului Pitești, au considerat că este cea mai oportună variantă în momentul de față pentru a deține funcția de președinte a UNPR Pitești și de asemenea pentru a candida și la alegerile locale din iunie anul acesta. Deja au și început pregătirile, în sensul că ieri a avut loc o ședință la nivelul organizației UNPR Pitești și împreună, pentru că știți bine că în 15 decembrie s-a finalizat printr-o hotărâre judecătorească fuziunea prin absorție a PPDD de către UNPR și acum toți fiind uneperiști, ne pregătim asidu pentru viitoarele competiții electorale. Deja ne considerăm într-o precampanie electorală, aș putea spune. Trecem în revistă situația la nivelul organizațiilor, nu numai la Pitești, ci în tot județul. Chiar sâmbătă, împreună cu domnul senator și cu alți colegi, am avut o deplasare în zona de sud, până la Bârla, de asemenea, în cursul săptămânii trecute, am fost și tot în zona de sud, spre Miroși, și am avut discuții cu colegii noștri din teritoriu, fie că la un moment dat i-au fost pe PDD, fie că sunt UNPR cu ștate vechi, în sensul că dețin și calitatea de consilieri locali. Am avut aceste discuții pentru a ne pregăti foarte bine în perspectiva viitoarelor alegeri. E adevărat, a fost la un moment dat o variantă în ceea ce mă privește pentru a candida la primăria Pitești, dar acea variantă era în momentul în care încă nu se finalizase fuziunea și doamna Fulga, după cum bine știți, avea și calitatea de consilier independent. Ori acum suntem în acest proiect politic, Uniunea Națională pentru Progresul României, și împreună, fiecare pe nivelul la care ne aflăm, căutăm să organizăm de așa natură partidul, în așa fel încât rezultatele să fie pe măsura muncii și a eforturilor pe care le depunem fiecare dintre noi. Deci, dumneavoastră, să înțeleg că rămâneți la județ. Da, voi candida la Consiliul Județean pentru o funcție de Consiliul Județean. Acum, după cum bine știți, prin modificarea legislației, și președintele și vicepreședinții se aleg indirect de către consilieri județeni. Important este să obținem un număr cât mai mare de consilieri județeni pentru a putea, sigur, negocia și a putea obține cel puțin unul din aceste funcții.
unul din aceste posturi. Apropo de unul din aceste posturi, dumneavoastră vizați unul din aceste posturi? Sigur că îl vizez și eu, poate mai sunt și alți colegi. Deocamdată la nivelul județului Argeș, pentru Consiliul Județean, nu am avut o discuție în ceea ce privește lista de candidaturi. Important este ca toți aceia care doresc să candideze pentru Consiliul Județean să se angreneze în acest efort și împreună să obținem rezultate. Pentru că știți bine că trebuie să obținem în primul rând pragul de 5%. Și după cum s-a exprimat domnul președinte al partidului, fostul vicepremier Gabriel Oprea, targetul nostru este de 10%. Deci noi trebuie să obținem ca medie 10%. Asta ne-ar da nouă posibilitatea să avem 4 consilieri județeni și sigur, cu 4 consilieri județeni pot să negociez în contextul actual orice funcție din cele 3 la care făceam referire mai devreme. Ori o funcție de vicepreședinte, ori poate cele 2 funcții de vicepreședinte, ori funcția de președinte al Consiliului Județean Argeș. V-am întrebat acest lucru pentru că astăzi liberalii au anunțat deja că în situația în care vor reuși să facă majoritate, cel care va ocupa funcția de președinte din partea liberalilor va fi copreședintele Dănuț Bica, colegul dumneavoastră din Consiliul Județean. De asta v-am întrebat dacă la dumneavoastră s-a făcut o listă, s-a luat o decizie în ceea ce privește... Probabil că vom lua și noi această decizie până la sfârșitul lunii februarie. Noi suntem pregătiți în orice variantă pentru alegerile locale. Asta era una dintre întrebări. A stabilit candidații, însă există posibilitatea să mergeți în parteneriat, în tandem cu PSD-ul. Da, există această posibilitate, abia la sfârșitul săptămânii viitoare. Și mai puțin candidați la primărie sau veți avea numai în anumite localități. Da, abia la sfârșitul săptămânii viitoare, la Brașov, în 29 ianuarie, se va lua decizia finală în acest sens, dacă UNPR-ul va merge pe liste proprii sau va merge pe liste comune împreună cu PSD-ul sau pot fi și variante de așa natură încât la anumite localități să mergem pe liste proprii, la alte localități pe liste comune, poate să susținem anumiți candidați pentru primari și să mergem pe liste proprii la Consiliul Local. Se fac calcule politice, administrative, tocmai în sensul de a asigura majorități în consiliile locale și de a avea cât mai mulți primari ai unei alianțe de centru-stânga, așa cum a fost ea înregistrată la Tribunalul București și care este de perspectivă până în 2020. Această alianță... Bine, în aceste termene nu prea ne mai vine să credem că și USL-ul spune că până în 2016 poate să tune, poate să fulgere și ei nu se despartă. UNPR-ul este un partid de centru-stânga și PSD-ul este de stânga. Practic sunt cele mai reprezentative formațiuni de centru-stânga din România. Și eu cred că numai printr-o colaborare, unindu-și eforturile, cele două formațiuni politice pot să creeze majorități. Contextul este de așa natură încât niciuna dintre formațiunile existente pe scena politică românească nu ar mai putea să depășească pragul de 50% plus 1 pentru a-și asigura majoritatea direct prin votul cetățeanului. Și atunci sunt necesare aceste majorități în așa fel încât programele să fie pentru aceia care, sigur, vor crede în ele și pentru măsurile care s-au și luat anterior și pentru proiectele care se vor dezvolta în viitor. Dacă ar fi după dumneavoastră, cum credeți că ar fi mai bine să mergeți de la început într-o alianță cu PSD-ul sau să candidați separat și după aceea să... Opinia majorității colegilor din Argeș este de a candida separat. Sigur, eu sunt de acord cu această opinie, dar acolo unde pot exista colaborări, unde se pot depune liste comune, tocmai în perspectiva asigurării unei majorități confortabile la nivelul Consiliului Local pentru a avea primarul din partea unei formațiuni, fie că este PSD sau UNPR, eu cred că este de bun augur o listă comună și o înțelegere, tocmai pentru a putea continua, pe de-o parte, proiectele începute, că
sunt în continuare multe localități, proiecte începute și care necesită votul consilierilor locali de așa natură încât ele să fie și finalizate. Și probabil că se va discuta de la caz la caz situațiile și în funcție de asta se vor lua deciziile. În astfel de situații, așa cum a spus, ar merge acolo unde nu trebuie să aveți în vedere niciun dintre primari, niciun NPR, nici PSD, unde există primari de o altă culoare. Sigur. Sigur, merge o astfel de alianță. Au fost discuții și în acest sens. Sunt unii primari cu mai multe mandate și soluția ar fi ca voturile să nu fie dispersate, ci să se găsească un candidat, fie că este din partea PSD sau din partea UNPR, care să poată învinge acel primar de altă orientare politică, în așa fel încât alianța noastră de centru-stânga să reușească să schimbe culoarea primarului în acea localitate. Și nu numai culoarea, ci și viziunea în administrație a celui care eventual va câștiga și normal că va propune proiecte de hotărâri, le va pune în practică, va căuta finanțare pentru ele și așa mai departe. Ați vorbit de un procent de 10%. Părea mai realist acum ceva timp, înainte ca, sau când era guvernul Ponta la guvernare, înainte de incidentul cu polițistul, mai este astăzi, mai puteți ajunge astăzi la acest procent de 10%? Eu cred că se poate ajunge la procentul de 10%. Vă dați seama că domnul Gabriel Oprea, când s-a referit la acest procent, a gândit o medie la nivel național. Dar în Argeș? În experiența mea politică din 91 începând, în general, partidele în care am fost, și aici mă refer la PRM și PPDD, a avut cu multe procente peste media națională. Și în Argeș consider eu că există această posibilitate să obținem 10%, pentru că Argeșul, în primul rând, e un partid de stânga. E foarte important cum vom aborda campania electorală, cum ne vom adresa cetățenilor și ce va face fiecare dintre noi, cei care dorim în principal să obținem niște funcții administrative și să promovăm cât mai mult principiile partidului. Ați vorbit de două excluderi. De ce au fost excluși cei doi? Chiar a fost un președinte al organizației de la Pitești. A fost candidat la primăria Pitești. Da, a fost... Atunci, practic, nu se finalizase fuziunea când s-au produs cele două excluderi și pe fondul unor, să zicem, targeturi propuse și de domnul senator Cristache, președintele UNPR Argeș, pentru anumite organizații, anumite termene în care să se rezolve niște probleme, faptul că nu s-au realizat acele lucruri a dus la concluzia că nu se mai poate merge în felul ăsta și de aceea s-au și luat acele decizii. A fost un vot în cadrul biroului permanent județean. Domnul președinte Cristache a făcut propunerea respectivă, a și motivat-o și ulterior, prin vot, s-a luat această decizie. Înțeles. Repet, era vorba chiar și de fostul ministru Gingăraș, care a deținut chiar și conducerea acestui partid la un moment dat. Da. Deci sunt două nume care la un moment dat au deținut niște funcții în partid. Ce va face doamna Fulga? Spuneați dumneavoastră, veți doamna Fulga a început organizarea. Pentru că și eu am participat la ședința respectivă. Ne vom întâlni săptămânal, practic, pentru a pune la punct structurile pe secții de votare. Sunt 89 de secții la nivelul Piteștiului. Pentru a sta de vorbă cu fiecare membru UNPR, fie că e vechi în UNPR sau provine din PPDD. S-au analizat aseară situațiile pe cartiere, pe străzi, în perspectiva unei organizări foarte bune la nivelul politic, vorbind acum, la nivelul organizației politice. Asta va dura cam până la finalul lunii februarie, după care, începând cu martie, se vor stabili deja reprezentanți pentru secțiile de votare, titular, rezervă, așa cum se obișnuiește,
De asemenea, se vor structura organizații în jurul secțiilor de votare, care să cuprindă minim 5 membri, 5-10 membri se dorește în jurul fiecarei secții de votare, pentru că, în general, ca să obții un mandat de consilier la nivelul Piteștiului, îți trebuie aproximativ 2000 de voturi, 2500 de voturi. Și nu e ușor să obții aceste voturi dacă n-ai o organizație destul de puternică și bine structurată. Se va lucra în principal la organizare și normal că în perioada asta se va creiona și lista de candidaturi pentru Organizația Municipală Pitești în funcție de contribuția fiecăruia și de modul în care va reuși fiecare dintre acei candidați să aducă cât mai multe voturi și să poată desfășura o campanie electorală în sensul de a convinge cât mai mulți piteșteni că poate să dea votul lui și UNPR-ului. Mai trebuie precizat ceva. Doamna Fulga a mai candidat, nu este la prima candidatură pentru funcția de primar al Piteștiului. Da, atunci a luat un rezultat bun, a fost pe podium, a fost pe locul 3. Ce procent a avut atunci? A avut în jur de 9%, ea ca și candidat, și partidul a avut cu un procent mai sus. Deci faptul că s-au obținut 3 consilieri locali atunci, ea fiind și candidat pentru primar și locul 1 pe lista de consilieri locali, e adevărat și pe fondul acela, dar era începutul, cum s-ar spune, pe valul acela de simpatie pentru propunerile pe care le făcea și Dan Diaconescu, le făcea și PPDD-ul, s-a reușit acest rezultat. Dar să știți că, de regulă, în spatele rezultatelor, nu este numai un val de simpatie, este și foarte multă muncă și multă organizare. În general, eu, așa cum vă spuneam, m-am ocupat de-a lungul timpului de organizare și rezultatele au apărut la un moment dat. Așa cum au apărut și cu Partidul România Mare pe vremuri, așa cum au apărut și cu PPDD-ul, sunt convins că vom avea rezultate bune și cu UNPR-ul. Să nu uităm că în 2012, când UNPR-ul n-a reușit în Argeș să treacă pragul la nivelul Consiliului Județean să obțină 5%, obținând totuși 2 primari, 3 viceprimari și un număr de aproximativ 70 de consilieri locali la anumite localități, era în perioada de început. UNPR-ul abia se înființase în 2010 și la aproximativ 2 ani deja a intrat în prima competiție electorală. Ori acum lucrurile stau un pic diferit și eu sunt convins că în perioada asta s-au făcut suficiente acumulări. Prin fuziunea cu PPDD-ul, structurile în teritoriu s-au completat, s-au dezvoltat. PPDD-ul a venit... Câți au trecut de la PPDD împreună cu noastră la UNPR Pitești? Vă referiți la... Ca și procent, ca membrii. Ați trecut dumneavoastră, doamna Fulga, și restul membrilor? Și majoritatea membrilor, PPDD. Sigur. Majoritatea membrilor, da. Pentru că și domnul Deaconu spune sigur, că majoritatea membrilor au rămas la domnul Deaconu. A luat și domnul Deaconu o parte pentru că s-a folosit de calitatea dânsului de fost președinte interimar al PPDD până la excluderea din PPDD și o parte din biroul de conducere al organizației Pitești, pe care de fapt el îl structurase, pentru că știți bine că din momentul în care a preluat funcția de președinte la PPDD, prima măsură a fost să-l demită pe fostul președinte, care de fapt și obținuse rezultatele și organizase structura până la momentul acela, numindu-l pe domnul Dinu, fost consilier local. Și normal că la rândul lui domnul Dinu, consultându-se cu domnul Deaconu, au nominalizat o nouă structură și o parte din acea structură, în momentul când s-a înființat PND-ul, a trecut acolo. Eu vreau să vă spun că noi ne bazăm pe membrii vechi și unii dintre ei au venit și din PRM, să știți, și din alte partide și vor să continue să facă politică în sensul în care își pun speranță în proiectele UNPR și faptul că UNPR-ul, chiar dacă în momentul ăsta nu se mai află la guvernare, are un număr de 63 de parlamentari. Eu sunt convins că acei parlamentari, în frunte cu domnul senator Gabriel Oprea, care e și președintele partidului, vor monitoriza foarte atent actualul guvern și să nu uităm că un guvern, ca să poată să conducă
România are nevoie de Parlament, pentru că în Parlament se promovează acele legi necesare funcționării statului român și dacă vor apărea derapaje, așa cum a afirmat și domnul Gabriel Opea, sigur că se poate ajunge în situația, derapaje majore, se poate ajunge în situația retragerii sprijinului guvernului. Domnul Oprea a spus de la început că susține în continuare pe domnul președinte Klaus Iohannis în ceea ce înseamnă securitatea națională, în ceea ce înseamnă interesul național și, pe de altă parte, susține și guvernul Cioloș, guvern care trebuie să conducă politica bună făcută de alianța PSD, UNEPR și acel grup de parlamentari susținut, mă rog, în prim plan de domnul Tăriceanu. Pare așa, dumneavoastră, uneperiștii, păreți așa împărțiți și un pic la Iohannis, și un pic la Cioloș, nu. Pic la PSD. Ideea este următoarea, că vorbim aici de puterea executivă, de puterea legislativă. Și o excedem pe aia judecătorească, că ea are alte atribuții și nu prea se intersectează cu puterea politică, care, așa cum spuneam, înseamnă executiv și, și legislativ. Acum este normal în contextul dat că fiecare a înțeles la momentul acela că este nevoie de acest guvern tocmai pentru a așeza societatea pe noi baze. Și toți politicienii au înțeles să facă un pas în urmă, lăsând acest guvern tehnocrat să gestioneze treburile țării până, iată, vor apărea alegerile locale, până vor fi și alegerile parlamentare. Urmând ca după aceea majoritățile care se vor forma în urma alegerilor, prin votul cetățenilor, să decidă în continuare drumul societății românești. Guvernul actual, ca să poată funcționa, are nevoie de o majoritate. Și s-au pus de acord. Eu asigur la acest moment cam toate partidele. Tocmai. Cu excepția ALDE, care a spus că este partid de opoziție și nici nu a dat votul de investire. Și mi se pare normal, pentru că România n-a ajuns în situația în care să nu fie o țară guvernabilă, pe de-o parte, și parlamentarii, mă refer în principal la cei din UNEPR și din PSD, atâta timp cât au garanția că acest guvern va promova în continuare măsurile bune luate de vechiul guvern, sunt convins că va fi susținut. Când nu va mai fi susținut, sigur, atunci înseamnă că atunci au apărut derapaje majore și probabil printr-o moțiune de cenzură va cădea acel guvern. Cu măsurile o să vedem cum este. Cert este că până una alta Cioloș mai promovează cât un PSD-ist. Am văzut că l-a promovat pe Nica, secretar de stat. Nica a fost ministru al atragerii fondurilor europene PSD-ist. Dar haideți să luăm câteva minute de publicitate și revenim. Telespectatori, alături de mine se află domnul Marian Fulga, copreședinte UNEPR Argeș. Să discutăm și Consiliul Județean. Să discutăm un pic și despre Consiliul Județean. Urmează să aprobați bugetul. Ați apucat să vedeți proiectul de buget? N-am apucat să-l vedem. Astăzi am avut o ședință a președinților de comisii din cadrul Consiliului Județean, cele 6 comisii care funcționează în cadrul Consiliului Județean. Și pe lângă faptul că am parcurs ordinea de zi pentru ședința ordinară de săptămâna viitoare, care va fi joi la ora 15, ni s-a prezentat și o mapă, un proiect de buget. Buget care săptămâna viitoare va fi discutat și cu primari și va fi și dezbătut. Dumneavoastră personal, la începutul lunii, la începutul lunii februarie, cel târziu pe 2, trebuie să ne întrunim și să votăm bugetul județului Argeș. Sigur, în principal trebuie să asigurăm funcționarea aparatului propriu al Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate Consiliului Județean Argeș. Sunt și proiecte în derulare pe care le-am dorit
unele finalizate și altele continuate, în așa fel încât și colegii care vor veni din iunie spre 2020 să poată să definitiveze o parte din aceste proiecte. Așa cum se discută an de an, normal că asistența socială va înghiți foarte mulți bani, aproximativ 48% din acest buget, și în general sunt prevăzute toate activitățile, toate domeniile sunt prinse în acest buget, tocmai pentru a asigura, zic eu, o dezvoltare și unitară și uniformă a diferitelor domenii de activitate. Sigur, un aspect important este și în ceea ce privește infrastructura. Și aici mai sunt prinse anumite sume pentru continuarea unor lucrări, pietruirea unor drumuri, asfaltarea lor, mă refer la drumul județean în principal, asocierea cu alte localități pentru îmbunătățirea infrastructurii comunale. Sunt anumite drumuri comunale, anumite drumuri care permit accesul la terenurile agricole și așa mai departe, care trebuie și ele reabilitate, trebuie să fie în principal funcționale. Da. Și se vor continua, pentru că, din ce știu eu de la primari, față de cererile lor, ar trebui poate un buget de 50 de ori mai mare decât este bugetul actual al județului Argeș, dar și cu sumele prevăzute în bugetul actual, sigur, accesând și fonduri europene, intrând în diferite parteneriate, cred că reușim să asigurăm o dezvoltare, sigur, nu când ne-am dorit noi, o dezvoltare a județului Argeș, cel puțin la nivelul la care putem să avem pretenții că suntem în primele județe ale României, în plan economic. E adevărat că nu așa stau lucrurile, că dacă în plan economic stăm în primele 5 județe, suntem în primele 5 județe, în planul primirii unor fonduri guvernamentare sau de altă natură, suntem undeva pe poziția 20. Dar eu cred că în continuare județul Argeș va putea să dezvolte niște proiecte, pentru că s-au făcut câteva poduri peste câteva râuri importante ale județului Argeș și mă refer în zona Câmpul Lung, în zona Mușelului. S-au finalizat acolo câteva obiective de genul acesta. În zona Curtea de Argeș, peste Codmeana, peste Topolog. Dar nu știu dacă mai are curaj cineva să facă poduri după cazul Cătească. Acolo a fost, o ironie și a fost un caz care, iată, a dus la o situație neplăcută pentru foarte mulți și pentru imaginea județului Argeș. Dar și pentru Consiliul Județean, pentru că nu ați reușit poate, nici acum să găsiți o soluție. Adică dosarul este la Nicolescu, sau cum e vorba, cred că la Nicolescu, dar nu reușiți să găsiți o soluție să nu se dărâme podul ăla, dacă tot e construit. Da, pentru că, vedeți, noastră, și ce faceți, cei care gestionează partea asta tehnică legată de urbanism, de amenajarea teritoriului, trebuiau până să dea undă verde în vederea construirii și terminării acelui pod, trebuia să reamenajeze albia râului Argeș și să găsească acele modalități care să nu mai permită eroziunea în zona pilonilor care susțin acel pod. Numai că lucrurile, din punctul ăsta de vedere, nu se întâmplă de multe ori așa cum ne-am dorit noi, consilierii județeni, care aprobăm niște proiecte de genul acesta, și sigur că ulterior se lasă cu repercursiuni și cei vinovați trebuie să plătească sub o formă sau alta. Fie că nu mai merită să mențină pe acele posturi, fie că pot să aibă și probleme cu legea penală și să fie condamnați ulterior pentru erorile sau rea intenție cu care au promovat asemenea proiecte. Dar astăzi nu își asumă nimeni în Consiliul Județean să facă ceva ca acel post să nu pice? Ba da, au fost discuții și probabil că prin bugetul ăsta, sper că au avut în vedere cei din executiv cu aparatul propriu, să prevadă niște sume acolo și o să am și eu în vedere aspectul ăsta. Mănânc o discuție cu cei colegi de la APE. Da, sau da, ceva ar trebui făcut. Tocmai pentru a... Nu poți să lași să pice un pod
doar de teama că într-o zi te va întreba TNA-ul... A, niciun caz, niciun caz. E o lucrare finalizată, așa cum a fost ea, cu problemele care au apărut ulterior, dar noi trebuie să avem în vedere ca să nu se mai întâmple lucruri de genul ăsta. Adică să nu punem niciodată căruța înaintea boilor, cum se spune. Nu înțeleg de ce s-au luat acele soluții la un moment dat tehnice și iată că a apărut și acest efect. E adevărat că și pe fondul neimplicării unor instituții, cum sunt Apele Române sau alte instituții ale statului român care țin direct de guvern, prin deconcentratele respective, și care au mai puțin... pornește totul de la proiectare, poate și proiectantul ar trebui întrebat. Sigur, sigur. Toți vor fi întrebați la un moment dat. Nici el și noastră nu suntem specializați. Dacă ne arată cineva un proiect, ne gândim că ăla s-a gândit la tot. În calitatea mea de consilier județean, eu sunt de bună credință și îmi dau seama că sunt niște urgențe undeva și trebuie să alocăm niște fonduri. Și votez pe baza a ceea ce mi se prezintă. Că ulterior constat și eu că nu mi s-a prezentat suficient, dar conștiința mea și votul meu este dat de așa natură încât nu mă pot învinovăți eu pentru ceea ce nu cunoșteam la un moment dat. Consilier, mai aveți un pic și se termină mandatul, însă Consiliul Județean mai are câteva răspunsuri de dat. Începuseți cu comisia aceea și comisia noastră juridică este implicată aici, da. Cu, ziceți noastră, cu testarea de medicamente. Știu că se făcuseră două comisii sau urma ca două comisii să facă o analiză. Nu, s-a făcut o comisie, noi am desemnat sunt reprezentanți din toate comisiile, consilieri județeni, din comisia juridică este domnul Sofianu și urmează să facă acele demersuri și să facă acele analize și să ne le prezinte până la sfârșitul martie, să vedem concret ce s-a întâmplat acolo apropo de situația cu medicamentele și cu testarea lor pe anumiți pacienți. De asemenea, vă amintiți că a mai fost o comisie în ceea ce privește achiziția vilei Florica, da. Care, din punctul meu de vedere, trebuie să rămână în patrimoniul județului, în domeniul public, pentru că ea are o valoare și istorică, dar, dacă vreți, ea reprezintă un simbol al Argeșului. Aici nu trebuie să politizăm lucrurile, și trebuie să găsim acele soluții pe baza unor rapoarte, unor expertize, ca să putem achiziționa acest imobil. Și să nu pierdem... pentru că mă duc și eu în străinătate și observ că sunt castele, sunt tot felul de clădiri de artă, da? Sau unde au stat scritori, unde au stat mari oameni politici, care acum sunt muzee și se mândresc foarte mult acele autorități și acele state cu asemenea obiective care sunt vizitate și care și produc venituri pentru instituții respective și pentru statul respectiv. Cum a rămas cu Vila Florica? Deocamdată s-au făcut în continuare demersuri la nivelul Ministerului Culturii în sensul de a-și exercita dreptul de preemțiune și ulterior să reluăm acele discuții, acele negocieri să finalizase și un raport de expertiză și pe baza acelui raport de expertiză să ajungem la o concluzie în ceea ce privește prețul și deci modul în care se vor plăti acei bani, fie să ajungeți la concluzia la care urma să se plătească mai multe tranșe într-un interval de timp, pentru că nu putea Consiliul Județean să dea acești bani dintr-o dată. Îmi pare rău că s-au mai pierdut niște obiective, cum e Casa Memorială Liviu Rebreanu, care era o anexă a Muzeului Județean și alte și alte obiective. Sigur, Consiliul Județean va trebui să aibă în vedere și investiții mari, cum este proiectul acesta Molivișu, care a pornit printr-o asociație de dezvoltare intercomunitară formată din cele trei localități, Brădulețu, Arefu și Cicăneștiu, și ulterior a venit în acest proiect și Consiliul Județean pentru a da și forță proiectului și pentru a reuși să contribuie cu sume semnificative în vederea derulării lui. Lucrurile n-au stat chiar așa. Aici, vedeți, dacă tratezi la prima vedere că, domne, nu suntem în stare să începem niște proiecte, să le finalizăm, asta mai ține și de cadrul național și de cadrul legislativ. Sunt foarte multe chichițe și chibe pe care le descoperi pe parcurs. Și, din păcate, și
voință din partea unor reprezentanți ai statului român, fie că dețin funcții de miniștri, de secretar de stat sau alte funcții. Numai ca să scoți din fondul silvic niște suprafețe de teren a durat foarte, foarte mult. Și știu că managerii de proiect au făcut eforturi extraordinare și au găsit la un moment înțelegere, cum a fost domnul Constantin, care trebuie amintit, fostul ministru al agriculturii, pentru că dânsul chiar a luat în serios acest proiect pentru Argeș, fiind și parlamentar de Argeș, și a reușit să dea niște avize care să continue proiectul respectiv. Au apărut probleme financiare, au apărut probleme de termene. Este adevărat că s-a mai dat un respiro acum și s-a mai prelungit cu o jumătate de an. Și va încerca Consiliul Județean în continuare să aloce acele sume, sigur, în cunoștință de cauză, prin mai multă transparență, că, vedeți, și la România există, la un moment dat, pe de-o parte că e teama asta legată de ceea ce votezi, pentru că uneori se întâmplă, poate, să votezi și în necunoștință de cauză, așa cum vă spuneam mai devreme, că nu se prezintă suficient de clar lucrurile. Și pe de altă parte, modul în care s-a înțeles a se face administrație și politică în ultimii 25 de ani, de a lăsa loc de interpretare. Ori nu mai trebuie lăsat loc de interpretare. Trebuie totul să fie transparent, lucrurile să fie foarte clare, concurența este foarte mare, să nu înțeleagă cineva că și-ar dori cei de pe Valea Prahovei sau cei de prin zona Târgu Jiu să avem noi nu știu ce stațiune și nu știu ce pârtii deschiși, să dezvoltăm noi nu știu ce proiecte turistice de anvergură aici în Argeș. Ei se mulțumesc ca profiturile să le vină cu prioritatea lor și automat să poată să își dezvolte zonele respective cu prioritate. Noastră, adică și dumneavoastră sperați că până la urmă acest proiect va fi finalizat? Eu mi-aș dori să fie finalizat și eu am spus-o și o repet că în ceea ce mă privește, sigur, sunt deschis pentru a continua acest proiect și a fi și finalizat în cadrul legal și cu transparență cât, adică transparență 100%, dacă se poate. N-am constatat transparența asta de 100% până acum pe undeva, indiferent de domeniul de activitate. Că atunci n-ar mai fi servicii secrete, știți? Dacă ar fi transparență totală. Da, dacă ar fi transparență totală și cel care ar fi, este liderul sau conduce o instituție ar sta și mai liniștit, poate ar avea și curajul de a lua anumite decizii, spunându-vă dumneavoastră, consilierilor, județeni, consilierilor locali, în cazul primarilor, ce decizie vrea să ia, însă bazat pe adevăr 100% sau cel puțin poate adevărul nu deține pe transparență totală. Este foarte în important. Cunoștință, da. Aducând, fiind noastră în cunoștință de cauză. Și atunci este foarte important în principal să înțeleagă conducerea executivă. Noi avem 3 colegi, da? Președintele care e ales prin vot direct și vicepreședinții prin vot indirect și acum vor fi toți 3 aleși prin vot indirect. Ei trebuie să înțeleagă foarte bine fenomenele și în momentul în care se angrenează, pentru că noi de-aia le dăm votul acolo, pentru că fiecare dintre noi avem profesiile noastre și trebuie să ne ocupăm în principal de ele, pentru că de acolo ne asigurăm traiul de zi cu zi, nu dintr-o indemnizație de 200 de lei pe ședință. Și se plătesc maxim 3 ședințe în condițiile în care, eu vă dau exemplu, sunt de cel puțin 2-3 ori pe săptămână la Consiliul Județean. Și îmi aloc o parte din timp pentru anumite probleme care au legătură cu Consiliul Județean. Ei trebuie să înțeleagă foarte bine sensul acestor proiecte, să ni le explice de așa natură încât să ne convingă și pe noi și în momentul când alocăm niște sume să avem garanția că sumele acelea se duc pentru a rezolva punctual niște chestiuni în cadrul proiectului și nu a da curs unor interpretări și ulterior nu a ne confrunta cu anumite situații când nu reușim să respectăm niște termene, să se dea bani înapoi și așa mai departe și să fim sancționați. Domnul Fulgan, ne întoarcem un pic la această pârtie. Apropo de transparență, s-a discutat că mai mulți consilieri județeni au un anumit interes acolo sau că au avut cel puțin, că și-au luat terenuri. Dumneavoastră aveți terenuri pe acolo? Nu. Știți de așa ceva? Am auzit, dar... Ar fi consilier de județeni? Eu am auzit, dar eu n-am văzut undeva o listă a consilierilor județeni care să dețină terenul din zona Molivișului. Am înțeles. N-am văzut așa ceva și ar fi bine dacă s-ar ști și noastră, mass media, ați cunoaște asemenea aspecte, ar fi bine să se publice ca să se lămurească niște situații
de a nu mai crea niște discuții în sensul că, dom'le, stai că ăla are interesul, ăla nu are interesul, ăla altul nu știu ce mai are și așa mai departe. E adevărat că un asemenea proiect pentru anumite persoane suscită un interes în sensul de a își achiziționa, de a dezvolta acolo poate niște afaceri și așa mai departe. Dar noi trebuie să ne gândim la scopul general până la urmă. Corect. Deci noi suntem o autoritate aleasă care vrem să facem un proiect, să realizăm și să finalizăm un proiect pentru argeșeni și pentru România, că până la urmă e un finalizarea acestui proiect de interes național. În opinia mea ar fi bula aceea care ar asigura locuri de muncă, ar dezvolta localitățile din zona aceea și ar face și fală județului. Bine, și ținând cont că s-au mai adus telecabine și s-au mai adus acolo, și vă mai spun un lucru, dacă, cum spuneați, apropo și de transparență, bun, se vor concesiona terenuri, se vor închiria, și eu, ca orice argeșan, pot să intru, da, să concesionez, sigur, nu îmi exprima votul și aș să intru într-un conflict de interese sau într-o incompatibilitate în ceea ce privește derularea acestui proiect. Dar cred că fiecare dintre cei care își doresc să dezvolte acolo ceva și au posibilitatea asta, ar putea o să o facă în cadrul legal, fără să existe vreun fel de interpretare. Bine, ar putea să o facă de acum, că pentru Consiliul Județean, dacă sunt oameni interesați să facă acolo hoteluri, niște bani le-ar pica, foarte bine. Știu că s-au cumpărat terenuri în zonă. N-am auzit până acum de vreun consilier județean care să aibă chiar în zona Molivișu sau în apropierea ei așa la... Și, de asemenea, știu că anumite localități vor scoate, probabil, vor concesiona și alte terenuri după ce va mai continua proiectul, în ideea de a reuși să apară, într-adevăr, în viitor și acele locuri de cazare, de campare și așa mai departe. Pentru că pârtile, altfel... Am văzut pe televiziunea națională că pârtile deschise sunt foarte căutate. Am văzut o pârtie, nu mai știu în ce zonă, chiar dacă nu există nicio cabană, nu e, era foarte căutată. Deci ar turiștii, mai ales cei interesați de sportul de iarnă, cred că ar veni în județul nostru dacă eu am avea. Eu sunt un practicant de sportul de iarnă și fie că merg în zona Gorjului, fie că merg în zona Brașovului anual, mi-aș dori să stau la mine acasă și să practic aceste sporturi în Argeș. Problema este că noi avem o pârtie de schi privată în zona Mioarele, da, la Mățău. Se încearcă un proiect de foarte mult timp undeva înspre Lerești, în zona aceea, da, Cumpăna, și de asemenea se mai discută tot un proiect mai mult privat și mai puțin public în zona Voineasa. Și cam atât. În rest, și Molivișul care se încearcă. E adevărat, anul trecut am mers, când a fost și o conferință de presă, am schiat și eu un pic la baza pârtiei. Proiectul arată extraordinar și ar fi foarte bine dacă s-ar și finaliza. Problema este că s-a început, eu cred că s-a început de la foarte mare spre foarte mic. Cred că ar fi fost mult mai eficient să se înceapă de la mai mic la foarte mare. Și altfel etapizat. Bucată cu bucată, spuneți dumneavoastră. Făcând lucrurile, s-ar fi și finalizat, s-ar fi văzut mai mult. Ori, vă dați seama, în momentul când s-a început la un anumit nivel, deja nu se vede foarte mult, că ați văzut că și în presă apăreau tot felul de procente. 27% grad de realizare din ce ne-am propus. Păi, dacă vedeți proiectul în ansamblu, într-adevăr s-a propus foarte mult, că vrei să fie și stațiune de vară, să fie și stațiune de iarnă, să fie și pârtii de schi, să fie și locuri de cazare, să mai fie și o turbărie, să mai fie și nu mai știu ce, o grămadă, știți? Ori lucrurile astea nu sunt ușor de făcut și fiecare trebuie să le facă în funcție de specializarea pe care o are. Sper să se reușească. Adică eu așa cred că Argeșul ar putea, într-un procent, că tot vorbeam de procente de 30%, așa-mi doresc eu, așa-și dorește ar și putea trăi din turism.
Pentru că noi, dacă vorbim de interesul național, vorbim și de interesul local și de interesul argeșan. Și toți cel trebuie să ne unim eforturile pentru... S-ar putea dezvolta numai din turism. E extraordinar, am mai spus-o. Eram vicepreședinte în mandatul 2004-2008 și răspundeam și de Salvamont. Și mergeam cu colegii salvamontiști și îmi spuneau următorul lucru, ajungând acolo în poiana respectivă. Că este de așa natură așezată această poiană, înconjurată de acei munți, printre care și Ghițu, de 1622 de metri altitudine, de unde va pleca pârtia de schi pe versantul nordic spre acea poiană Molivișu, unde e și Turbăria, că este cea mai favorizată zonă din România din punct de vedere climateric. Acolo, dacă ninge în noiembrie și este o iarnă normală, zăpada se poate menține până la sfârșitul aprilie. Pentru că sunt așa natură curenții, apropo și de lacul Vidraru, care este în apropiere, care permite menținerea zăpezii și a unei umidități de așa natură încât să nu se topească zăpada. Și n-ar necesita eforturi foarte mari pentru pârtie de schi. Acum, și în buget, pentru ar trebui să vedem cât s-a alocat, nu? Trebuie să vedem cât s-a alocat, pentru că, după cum știți, noi acum 2 ani am etapizat fondurile Consiliului Județean pentru 3 ani de zile. Anului ori anul ăsta ar trebui să dăm din nou vreo 4 milioane de euro. Consiliile locale, de care vă aminteam mai devreme, au făcut și ele niște împrumuturi, tocmai pentru acest proiect. Și eu sper și cred că vor exista și bani și va exista și voință și vor veni și acei manageri care să poată duce în continuare proiectul. Și dacă nu se termină anul ăsta, măcar să termine mandatul următor. Vă mulțumesc mult de tot. Președintele Tecău spunea că se va termina anul ăsta, pe mandatul noastră al Consiliului. Se va termina în procentul în care nu există riscul să dăm bani la Uniunea Europeană înapoi și sau să întrerupem acel proiect, cum s-a întâmplat în cazul unui drum județean. Încă o dată vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu și vă doresc numai bine. Stimați telespectatori, alături de mine a fost domnul Marian Fulga, copreședinte UNPR Argeș. La ora 20, buletinul de știri. Tot ce mișcă în județul Argeș, aflați doar la Absolut TV. Aveți grijă de sănătatea noastră. Numai bine!